suporterii de la T2 cer cu insistență ca Steagul Roșu să le dea un gol. Să vedem dacă acest îndemn va fi ascultat. Stătilă ridică o mână. Mișcare în care Boția, lovitură de cap, se respinge de acolo din fața lui Leonte. Damian din nou cu capul, însă mingea se duce doar pe lângă. Suporterii sunt foarte activi aici în preajma noastră. Răduțoiu caută soluții pentru a arunca, alege pe Stratilă, reprimește, întoarce cu Poverlovici. Leonte combina acolo foarte frumos cu Burlacu. Atacul se poartă în partea dreaptă cu Răduțoiu și Stratilă acum. Încearcă un dribbling, viteza sa este superioară, centrare foarte bună pentru... Gol, Steagu! Bine, Duțule! Bravo, căpățână mică! Bravo, meștere! În minutul... Vlad Boția! Vlad Boția în minutul 10, dacă nu mă înșel. Are și un mesaj acum pentru Emma Popa, care a suferit o accidentare groaznică. Golul ăsta, Emma dragă, e și pentru tine. Ale, 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 învățăm versurile împreună, da? Este și o transmisie educativă aceasta. Se execută acum în mijlocul careului. O, Dumnezeule, Abi Popa, jur, te iubesc, meștere! Mișcare multă în careu, adânc pe 6 metri. Wow, ce ocazie a fost acolo, ce ocazie a fost acolo. Abia reținut pe linia porții, iar acum șansă de contraatac, 4 contra 3. Dumbrava schimbă acum cu Carlo Danciu în partea stângă. Reprimește Dumbrava, intră în careu, șansa unei pase pentru Boțe și intervenția portarului senzațională cu piciorul. Iată acum foarte bine recuperarea lui Răduțoiu, bine plasat. Combină cu Stratilă, reprimește, excelent undoiul. Se uită în careu după soluții, alege un dribbling foarte bine, intră în careu, încă un dribbling, șut, apără din nou portarul. Îmi place, galeria e foarte activă, bine, să mă dezbrac și eu. Aș putea să o și fac. O lovitură liberă de Carol, Adi Popa execută, Dumnezeule, gol superb. Gol superb. Adică chiar n-ai ce spune când vezi un astfel de gol, nu prea ai ce spune decât că a fost absolut superb. Ah, deci putea fi 2-0, putea fi chiar 3-0, dacă era 2-0 din prima. Așa este doar 1-1, clasic. Stratilă execută în careu, Boția se duce cu o lovitură de cap. Boția va executa acest corner. Damian se înalță, Damian lovitură de cap și pe lângă. Pove din nou pune acum Can jos pentru Sică Burlacu. Danciu încearcă să țină posesia, dar vine Burlacu foarte bine și recuperează, se uită, un șut! Și o nouă parada portarului advers. Sică are un șut foarte bun la distanță, merită să-l încerce. Danciu primește acum autul de la Stratilă, centare în careu și... Oh! Oh, am crezut că e gol! Am crezut că e gol, mingea s-a dus cumva prin poartă, prin toate elementele, porții, bară, plasă, tot. 34. Un minut frumos. Poverlovi sare acolo foarte bine, Stratilă în posesie cu... și scapă acum Boția, șansă de atac. Haide-mi, băi! Aoleu! La 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 la. O zi clasică de doamna ei sub tâmpa. Să sperăm că stegarii ne vor oferi și ei o clasică victorie dramatică. Băieții trebuie să blocheze acum atacul acolo în partea stângă și o face Leonte. Vine și Burlacu din spate, minge în zona centrală. Un doi foarte frumos și Răchișan, senzație, fucking nal! Bravo, Răchi! Bravo, meștere, l-ai suflat golul! Lovitură liberă de pe la 25-30 de metri, chiar. Trebuie să fim atenți. Mi-a mai provocat niște dureri de inimă o astfel de fază în prima repriză.
Șut pe jos și pe lângă. Stegari caută să blocheze. Răduțoiu foarte victorios în tentativa sa. Of, degajarea lui Poverlović nereușită. Un șut pe lângă. Out, aruncă rapid până la Avram Adivoicu. Mingea revine la Adivoicu, centrare cu stângul. Avram, o deviere până la Strătilă. Hai să se ule! Penalti! Da, și arbitru acordă lovitura de la 11 metri. Minutul 90 aici sub tâmpa. Plouă derupe. Tâmpa este acoperită de o perdea de ploaie și de ceață și de tot ce are Dumnezeu mai frumos de oferit. Strătilă în fața golului de 2-1. Suporterii în tribună așteaptă o fericire. Strătilă! Gol! Steagu! În minutul 90, SS-ul din Tractorul deschide scorul! Deschide scorul, da, deschide scorul, repriza a doua. Ha, 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 cum am jucat-o pe asta.